Bună ziua, stimați prieteni! Suntem ziua de vineri, am promis că o să facem live episodul Președintele Răspunde. Până începe cu întrebările care sunt, eu știu că foarte mulți dintre dumneavoastră care mi-ați adresat și în privat unele întrebări, m-ați întrebat după revenirea la Moscova. Eu aseară am revenit la Moscova cu ruta Moscova-Chișinău, împreună cu mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova. Întrebarea a fost... ce va urma? Voi sta în izolare, voi sta în carantină sau care sunt procedurile? În primul rând, vreau să menționez că conform deciziei Comisiei Naționale privind Sănătatea Publică, din 15 mai, persoanele care se deplasează în afara țării în scop de serviciu și dacă nu au simptome, la revenire completează fișa cei care ieri am completat-o și eu, de asemenea în avion, și dacă nu au simptome, atunci nu trebuie să stea în carantină. Dar eu am hotărât totuși 48 de ore, 72 de ore, 2-3 zile să iau o pauză în ceea ce ține de evenimentele publice. Eu cred că lucrul ăsta ar fi corect și față de cetățenii Republicii Moldova și față de colegii de la serviciu. Deci astăzi am decis să fiu aici în numimă izolare. Am venit la Holercani pentru ca 2 zile, astăzi, mâine, să nu am ieșiri publice, să nu am ședințe publice, după care cred că duminică voi da un test și dacă testul va fi negativ, atunci sper mult că va fi negativ, atunci luni, deja la prima oră, împreună cu domnul prim-ministru, doamna speaker Parlamentului, o să ne vedem la ședința ordinară cu conducerea statului de luni dimineață. Încă un subiect important până începe răspunsuri la întrebări. Nu întâmplător am ales anume acest loc, la Nistru, pentru că avem o problemă în ultimele zile viitură și pe Nistru și pe Prut. Eu chiar ieri mi-am planificat și mi-am dorit foarte mult să merg în teritoriu, în raioanele de nord, pentru a vedea care e situația în Ochnița, Soroca, dar, din nou, dacă mergeam în teritoriu, criticii aveau să spună de ce imediat după revenire am mers în teritoriu. Dar, stimați concetățeni, cei care vă ciocniți acum de unele riscuri de inundații, eu săptămâna viitoare, cel mai probabil marți-miercuri, voi veni la Soroca, voi merge la Ochnița să vedem care este situația și cum facem față acestor probleme. Știu că domnul prim-ministru, guvernul, este implicat activ, situația va fi gestionată, știm că este o situație foarte dificilă în Ucraina. Sunt fier convins că o vom gestiona. Noi am trecut prin astfel de situații în 2008, eu eram șeful staff-ului, atunci în timpul când eram vicepremier, când au fost inundații și pe Nistru și pe Prut. Sunt fier convins că vom face față și de această dată. Acum avem câteva întrebări de la diferite surse media. O să răspund repejor la ele, după care încep să răspund la întrebările pe care dumneavoastră deja, din câte văd, deja le adresați. Pro TV, la Moscova v-ați pornit cu mască, acasă veți purta în continuare și dacă aveți de gând să vă izolați poate de familie pentru 14 zile în vederea deplasării peste hotare. Apropo, ce temperatură aveți? Ești la Pro TV interesant. Odată m-au întrebat că vor la baie cu mine, parcă așa. Am vă interesează ce temperatură. Temperatura a fost verificată ieri la intrarea în avion. Mă simt bine, stimați jurnaliști de la Pro TV. La Moscova, așa cum și este corect, cel puțin în avion am mers cu mască. Ați văzut probabil pozele pe care le-am plasat. Vom purta sau nu acasă? Evident că când vom merge în vizite în teritoriu, așa cum este recomandarea colegilor de la guvern, săptămâna viitoare când vom fi în teritoriu, vom purta mască. În ceea ce sunt de izolare, v-am răspuns la această întrebare. 14 zile, sper că nu. Și încă o dată, reconfirm, este decizia Comisiei din 15 mai, atunci când este scop de serviciu și nu sunt simptome. Persoana nu este obligată să stea în carantină, dar totuși, 2-3 zile în izolare, cred că trebuie mai bine să stau. Unimedia, unii analiști politicieni afirmă că relația dumneavoastră cu Putin a înghețat. Și nu, după ce ați schimbat guvernul în noiembrie, pentru cât a fost guvernul, a fost o înțelegere cu participarea SUA și a Kremlinului. Ce v-a reproșat liderul la Kremlin în cadrul acestei vizite? Unimedia, dar de unde așa cuvinte? Reproșat, înghețat. Ați văzut că am avut discuții foarte bune la Moscova, relațiile sunt foarte bune,
în pofida faptului că la noi în țară, în Republica Moldova, nu este situația politică atât de simplă. Vedem ce se întâmplă în Parlament, am văzut blocarea creditului rusesc, dar relațiile noastre, parteneriatul strategic cu Federația Rusă, este la un nivel destul de înalt și nu avem nicio problemă. Câte teste ați trecut pentru a putea sta în dreapta lui Putin fără măși și mănuși de protecție? Aceasta este o întrebare foarte bună și eu o să detaliez puțin. Ca să cunoașteți toate delegațiile oficiale, toate delegațiile oficiale care au mers la Moscova la paradă, recomandările părții ruse au fost să dea câteva teste, nu unul, 3-4 teste pentru toți membrii delegațiilor oficiale și încă test suplimentar la venirea la Moscova. Eu, de asemenea, până la plecare am dat 2 teste și la Moscova am mai dat încă un test. Vreau să vă dau câteva detalii interesante. Ați văzut că au fost militarii noștri la Moscova. Niciunul nu a fost testat pozitiv. Comparativ cu alte țări, nu o să vă spun ce țări. De exemplu, în câteva cazuri, din numărul de 70-80 de soldați, au fost depistați câte 40-50 cu COVID. Și au fost nevoie să schimbe tot plutonul, ce e izolat total, și au venit alții. La noi toți soldații, toți 75 din garda de onoare, sănătoși, tun, ați văzut ce frumos au mărșăruit pe Piața Roșie și acum dimineață au revenit acasă. Deci, referitor la numărul de teste, au fost date multe teste, inclusiv la venirea în aeroportul din Moscova. Și încă un detaliu interesant, ați văzut în presă, a apărut această informație. 4 sau 5 membri ai delegației din Kirghizia, delegații oficiale care cu președintele Kirghiz, au fost depistați pozitiv. În aceste considerente, președintele Kirghiziei nu a participat nici la paradă, nici la evenimentele care au avut loc după paradă, pentru a nu risca să infecteze alte persoane. La noi toată delegația care a fost testată la aterizare la Moscova, testele au fost negative și practic s-au întors toți sănătoși și sper să nu avem niciun fel de surpriză pe parcursul zilelor următoare. Dar le-am recomandat colegilor, de asemenea, 2-3 zile cel puțin, cu toate că e deplasare de serviciu, să stea în autoizolare pentru și duminică sau luni dimineața să mai dea o dată testul și după aceea deja să revină la activitatea ordinară. NTV, domnule președinte, care au fost principalele puncte din discuția dumneavoastră cu domnul Kozak, care sunt perspectivele de obținere a creditului rus, dar și posibilitatea de reducere a prețului la gaze naturale? După cum v-am informat și ieri, am avut mai întâi o discuție neformală, scurtă cu președintele Putin, în cadrul evenimentelor din data de 24 iunie și am convenit cu domnul Putin că mai detaliat ceea ce le-am discutat, 4 subiecte de bază, 4 subiecte am abordat cu domnul Putin, mai detaliat le voi discuta cu domnul Kozak. Și deja cu domnul Kozak detaliat am abordat aceste subiecte care le consider importante pentru cetățenii și pentru țara noastră, pentru agenții economici din Republica Moldova. Care sunt aceste 4 puncte? Primul subiect important ține de creditul care Federația Rusă și-a arătat disponibilitatea să-l ofere Republicii Moldova pentru susținerea economiei noastre în perioada de criză. Este vorba de creditul de 200 de milioane de euro, care a fost blocat la inițiativa unor deputați care acum spun deja că ei nu sunt potriva creditului, a fost blocat de Curtea Constituțională. Pe acest subiect am convenit că reluăm negocierile. Și asta înseamnă că în următoarele zile vor fi schimburi de scrisori între guverne și va fi reluată procedura de la început. Cât de repede se poate de făcut procedurile? Eu cred că procedurile se poate de petrecut foarte repede. Noi avem nevoie de aceste surse. Noi avem nevoie de aceste surse pentru a le investi în economie, în construcția drumurilor, în susținerea agenților economice. Dacă banii aceștia nu erau blocați, credeți-mă, noi vinem acum cu niște suporturi mai importante și mai consistente pentru sectorul real al economiei. De aceea, primul subiect ține de credit. Al doilea subiect important ține de facilitățile pentru a livra, pentru a exporta mărfuri din Republica Moldova fără taxe vamale pe piața rusă. Cunoașteți că anul trecut, noi tot anul, 2019, am exportat fără taxe. Este vorba de câteva produse care sunt cele mai importante pentru noi. Este vorba de fructe, în primul rând merele, la care taxa vamală era în jur de 1 leu, 1,20 leu. Este vorba de vinuri, este vorba de conserve, este vorba de legume.
De fapt, ceea ce de bază noi putem exporta în Federația Rusă. Ca să fie clar, doar anul trecut ceea ce am exportat, fără taxe, agenții noștri economici au economisit undeva 300, 400, aproape 500 de milioane de lei, jumate de miliard de lei, noi am economisit, n-am plătit taxe. Aceste facilități erau în vigoare până la 1 iulie, până săptămâna viitoare, până miercuri, când întâi, miercuri întâi. După discuțiile cu domnul Putin și cu domnul Kozak, am convenit, s-a luat decizia, că aceste facilități vor fi prelungite și după 1 iulie, până la sfârșitul acestui an. Evident, noi ne dorim să fie scoase total, fără perioadă. Dar sperăm că lucrul acesta se va întâmpla. Cel mai probabil în următoarele 2-3 zile, mâine, poi mâine, sau săptămâna viitoare, hotărârea de guvern a Federației Rusiei cu prelungirea acestor facilități va fi luată. Al treilea subiect important ține de autorizațiile pentru transportatorii de mărfuri. Cu regret, în timpul guvernelor precedente, Alianța pentru Integrare Europeană, au apărut aceste autorizații. Noi anual avem 16.000 de autorizații. 8.000 în primul semestru, adică primele 6.000 și 8.000 într-al doilea semestru. De obicei, nu ne ajung 2-3.000 de astfel de autorizații. Am discutat cu colegii și am convenit că de săptămâna viitoare această problemă va fi hotărâtă. Eu știu că transportatorii așteaptă cu nerăbdare, așa numitele dozvoluri, ele se numesc dozvoluri. Și al patrulea subiect important ține de ajutor umanitar. Eu m-am adresat oficial către colegii parteneri din Federația Rusă să examineze posibilitatea de a ne oferi un ajutor umanitar în formă de combustibil. Acum prețurile pe piețele internaționale sunt favorabile și un anumit volum de motorină să ne-l oferi pentru ca noi această motorină să o dăm agenților economici care au fost afectați cel mai mult de secetă în acest an. Colegii din Federația Rusă mi-au spus că în decurs de câteva săptămâni vor da un răspuns, sper că pozitiv, referitor la livrarea a câteva 10.000 de tone de motorină pentru agricultorii din Republica Moldova. Acestea au fost patru subiecte care au fost discutate detaliat cu colegii din Federația Rusă. Eu consider că a fost o vizită foarte importantă. Fiecare din aceste decizii are impact direct, pozitiv, asupra marii majorități a cetățenilor Republicii Moldova. TV8. Cât a costat vizita la Moscova? Din contul cui? Curs charter. Nu, vedeți pe cine și pe ce interesează. Toate cheltuielile la Moscova de primire și pentru delegația oficială și pentru soldați, deja s-a vorbit, sunt din contul părții ruse. Noi, delegația noastră, a achitat cei care au fost cu mine doar avionul încolo și înapoi. Și nu este vorba de curs charter separat. Este vorba de avionul care zboară în fiecare zi la Moscova pentru a aduce concetățenii noștri acasă. Și împreună cu toți concetățenii a revenit acasă. Proiect Media cu sens. Dar ce e Media cu sens? Este așa proiect? Portal. Domnule președinte, cum v-ați simțit la parada militară de la Moscova alături de liderii regiunilor separatiste Abhaza și Osetia de Sud? Proiect Media cu sens. Este decizia celor din Rusia pe cine invită la parad. Evident că noi nu am recunoscut aceste regiuni oficial din partea autorităților Republicii Moldova și nu le vom recunoaște, nici Abhazia, nici Osetia de Sud, lucrul ăsta este cunoscut, este poziția oficială a Republicii Moldova, dar pe cine invită conducerea Rusiei, pe cine invită Putin, ei de ce. De aceea, eu am fost la invitație, cred că am reprezentat Republica Moldova. Eu sunt ferm convins că marea majoritate cetățenilor Republicii Moldova s-au mândrit cu faptul că la paradă a participat și conducerea și președintele țării și ostașii noștri. Marea majoritate. Poate sunt și cei care critică, evident că critică. Dar în rest, eu cred că a fost un eveniment bun pentru imaginea Republicii Moldova. Ziarul de gardă plus Agora. Renato Osate susține că 5 persoane din paza președintelui, asta cu Filipov, se tratează de COVID, de asemenea ce spune că și consilierul Rita Manoli în cadrul cabinetului președintelui infectat, vă rugăm mult să ne spuneți dacă aceste probleme sunt adevărate și ne oferiți detalii privind acest caz. În primul rând, eu mi-aduc aminte când am dat public informația, am dat doar numele unei persoane, care a fost prima, persoana zero infectată în Republica Moldova. Aduceți aminte câți ne-au sărit în cap mie. Maria mi se pare că nu știu cum.
tot ne-au sărit în cap de ce președintele și-a permis să dea publice unei persoane care este infectată COVID. Acum văd mai mulți politicieni, oponenți politici de-a mei, care vin cu mesaje publice și dau familiile, numele. Păi e corect lucrul ăsta? Eu sunt foarte convins că aceste persoane pot să dea în judecată pe acești politicieni sau acești formatori de opinie care difuzează astfel de informații. Haideți să vă explic ce cu COVID-ul în instituția prezidențială, în SPPS și mai departe. Pe întreaga perioadă, de 3 luni jumate de când este COVID-ul în Republica Moldova, noi am avut un singur caz în instituția prezidențială și în Serviciul Protecției și Pază de Stat, îmi pare că 5 sau 6 cazuri, din toată perioada. Inclusiv conducătorul SPPS a fost pe perioadă, ba avea test pozitiv, ba negativ și a stat în izolare vreo 14 zile. Niciunul din aceste cazuri nu au fost cazuri de infecție la serviciu. Unii de la rude, unii de la soție medic, alții de la soacră. Astea au fost cazurile. Să dau familiei cine și cum nu este corect. Și noi nu vom da astfel de familie. Dar când o persoană este testată pozitiv, mai departe, imediat merge conform procedurii. Persoanele care au fost în anturajul său de asemenea dau teste, de câteva ori, repetă și așa mai departe. Așa că cei care încearcă să facă show-uri în aceasta, eu cred că este show de prost gust. Am văzut că mă fac biologice oruge, nu știu ce, mai în parcă Sandru. Vă imaginați și încercați să repartizați? Președintele țării merge și infectează oameni, președintele țării riscă cu sănătatea sa și a familiei, fiind alături de oameni. Și voi merge mai departe. Nu ca voi că tremurați și leșinați la prima ieșire. Cu toate că am văzut că ați început să mergeți și voi pe săli. Eu nu strâng oameni în săli, cum strânge Maia Sandu, care vrea să fie oponentul meu la prezidențiale și sensul vieții să-l dăie pe domnul jos. Deci răspunsul la această întrebare. Doar un singur caz în instituția prezidențială și 4 sau 5 cazuri în toată perioada care au fost în Serviciul Protecției și Pază de Stat. În anturajul președintelui, anturajul meu, persoane cu COVID nu sunt confirmate și sunt asigurate toate măsurile de securitate. În ceea ce țin de vizite în teritoriu, eu voi continua aceste vizite, chiar dacă sunt riscuri, pentru că cred că este important să fie alături de oameni. Accent TV. Вы заявили, что в ближайшее время будет разработана концепция взвешенной внешней политики. Разделяет ли ваше видение Министерство иностранных дел и можете ли вы сказать, что на международной арене вы действуете сообща? Правильный, хороший вопрос. Я несколько лет назад объявил, что Молдова может выжить и укрепить свои позиции, если мы будем проводить взвешенную внешнюю политику. Что это означает, чтобы дружить и с Западом, и с Востоком? Не так, как некоторые себе позволяли до сих пор. Антироссийскую политику и так далее. Поэтому вот взвешенная внешняя политика, я думаю, что будет воспринята и воспринимается хорошо всеми. И нашими партнерами, но и гражданами Республики Молдова. Мы начали разработку этой концепции. У нас эта концепция в сыром виде уже есть в президентуре. Ее нужно просто доработать и отправить в парламент, чтобы ее приняли. Не думаю, что это мы сделаем в ближайшие там, несколько недель. Посмотрим, может быть, осенью с такой инициативой мы выйдем. То, что касается Министерства иностранных дел. Ну, я здесь должен признать, что не всегда наши позиции совпадают. Понимаете, в Молдове сейчас коалиционное правительство. То есть есть партнеры по коалиции, у которых есть своя идеология, которые иногда пытаются более жестко выступать с некоторыми заявлениями и внешнеполитического характера. Хотя мы договорились, у нас в соглашении коалиции написано, что по таким темам мы будем сначала внутри обсуждать коалицию, потом выносить на публику какую-то позицию. Поэтому здесь у нас иногда, конечно, есть споры, но пытаемся выступать единой позицией по самым важным вопросам, в наших отношениях с нашими партнерами. Агентство Инфотаг. Здесь у них по 2 вопроса. Средние ставки по депозитам в банках в национальной валюте 3-4%, а в валюте конвертируемой 0,25-1,5%. Конъюнктура рынка благотворит государство в том, чтобы оно разместило 2-3-годичные облигации под 3-4% в валюте, привлекло
недостающий бюджету 300-500 миллионов долларов на весьма выгодных условиях. Да, мы это изучаем, уважаемые коллеги из Инфотак. Мы это изучаем, такая вероятность, возможность есть, конечно. Для этого нужно поменять некоторые законодательные акты. Но я с вами согласен, что сейчас очень хорошая конъюнктура для того, чтобы вот эти деньги, которые нам нужно для того, чтобы их вливать в экономику, чтобы мы заимствовали на внутреннем рынке. Потому что по 1,5%, к примеру, в валюте брать у наших банков, которые сейчас очень много резервов, это был бы хорошим выходом. Мы это рассматриваем. Политики делают декларацию об экстрадиции Плохотнюка, но у США с Молдовой нет специального межгосударственного соглашения для осуществления данной процедуры. Мы знаем, что нет такого соглашения, к сожалению. Но я очень надеюсь, что наши американские партнеры поймут, насколько важно решение этой проблемы. И вне зависимости от того, есть у нас или нет соглашения, я думаю, что можно найти юридические основания для того, чтобы выдать Плохотнюка следственным органам Республики Молдова. Это по решению американских властей. Ну, если не захотят и будут искать какие-то там юридические нюансы, ну, конечно, это мы поймем, но я думаю, что народ не поймет, почему человек, который уже подали в розыск, американские власти держат у себя. Ну, время покажет. Я знаю, что наши следственные органы очень активно работают с американскими партнерами. Журнал «Банки и финансы». Поддерживает государство создание гарантийного фонда на 1,5-2 миллиарда для малых и средних предприятий. Эти деньги у банков имеются, но у малого и среднего бизнеса нет залогов. Да, я знаю эту проблему. Мы встречались с коллегами из этого сектора, малого и среднего бизнеса. Мы встречались с банкирами. Это очень хорошая идея. О создании такого гарантийного фонда. И вот с учетом того, что тоже агентство «Инфотак», ну, вы там рядом с журналом «Банки и финансы», с учетом того, что мы можем заимствовать эти деньги на внутреннем рынке, возможно, в ближайшее время мы это сделаем для того, чтобы создать и такой фонд для поддержки малых и средних предприятий. Тендеры на ремонт местных дорог в этом году выигрывают в основном государственные дорожные организации, у которых нет ни техники, ни асфальтовых заводов. Они прибегают к услугам субподрядных компаний, у которых все это есть, оставляя себе неплохую маржу. Почему тендерные комиссии дают подряд организации, у которых нет ничего за душой? Ну, во-первых, то, что и государственные компании должны иметь заказы и работать, я думаю, что это правильно. Конечно, если они предлагают хорошие услуги, хорошие цены и так далее. Я, насколько знаю, если вы имеете в виду вот Drumul-Bunipentru-TEC, сейчас заканчивается на следующей неделе все тендера, и с 1 июля начнется массовый ремонт дорог. Главное, чтобы это было качественно и чтобы было недорого. А по поводу государственных предприятий, ну, если выиграет где-то государственная компания или частная компания, ну, это кто какие условия предоставляет. Диски ДМД. Домнули Додоны, кадр вистил у Сергей Шогуды и Вара Трекута, а тут Ил Качневас, отпуск Федерации Русы, Шварет Ражи, Орва Ликида, Мунительная Реджиня Трансмистрена. С местной ворог лачей этапа, если честно, против сейчас, но митцо даты, консерва порчедия, не межлучитла, деструджера, мунитилор, орла, эвакуария, лор. А че субъект, как у моей есть дискуссии, шику колледжи для ОСЧЕ, хост лату дичизи, де принципиум, с элаборяза пашей, который во фи дискутации, шику колледжи, не формату лар. Eu știu că pe parcursul anului curent aceste discuții vor continua și sperăm foarte mult, cel puțin în anul viitor, să înceapă acest proces. Jurnal TV. Asociația Veteranilor de Război din Dubăsari, 1992, atrag atenția că regimul separatist la Tiraspol a instalat ilegal în ultima perioadă mai multe posturi de control în zona de securitate și ar intenționa preluarea controlului asupra trei localități din Republica Moldova, Corja, Rogi, Васильевка. Ветерани черка, авторитет локалис централи, сей аттитуднейший критика позиция думня вас на рапорт ко режиму для Тераску. Кум комментарцы. Евидент, ка ной категорик, но адмитин, шну акчетаем отчасти постурь илегали. Позиция есть форте клар, но и критикат отчасти дечизи. Eu am диалог перманент ку домну Красносельский, шем черут, ка отчасти постурь са фиели кидати. În ceea ce ține de aceste trei localități care se află, de căci Corjova e acolo, aici se află aceste trei localități. Noi avem discuții permanente, atât cu autoritate, cu reprezentanții autorității publice locale, din nivelul 1 și nivelul 2. Președintele raionului,
Este în contact permanent și ne informează ce se întâmplă. Noi cunoaștem că în ultimele zile, o săptămână jumate, aceste probleme au început să fie rezolvate. Cel mai probabil săptămâna viitoare, între a doua jumătate a săptămânii, eu voi face o vizită în aceste localități, care sunt localitățile care se află sub controlul constituțional a Republicii Moldova, unde vom discuta și vom impulsiona să fie scoase mai repede aceste posturi. Stimați prieteni, acestea au fost întrebările din partea mass media. Așa, acum începem răspunsurile la întrebările care vin de la dumneavoastră. Așa. Corina Neunilă, vreau să plec din țară, să trăiesc normal, ca lumea liberă din țările europene. Când va fi posibil? Doamna Corcimari, restricții din partea autorităților din Republica Moldova nu sunt la ieșire. Sunt unele restricții impuse la intrare din partea altor țări. De aceea, cine dorește să se deplaseze în afara țării, în Republica Moldova nu este absolut niciun fel de restricții. Așa că întrebarea nu este către noi, este către autoritățile țării unde vreți să vă deplasați. Mai multe țări deja au scos aceste restricții și sperăm foarte mult că în timp apropiat marea majoritate a țărilor și din est și din vest vor admite, vor permite ca cetățenii noștri să meargă în aceste țări. Rita Bârlădeanu, bună dimineața, am o întrebare. Când se deschid granițele cu Pridnestrovia? Doamna Rita, exact subiectul care l-am abordat numai ce, am discutat cu colegii din Transnistria, care avem un dialog permanent, parțial au fost scoase unele restricții. Sper foarte mult că în timp apropiat vom găsi o soluție pentru a reveni la regimul care a fost până la începutul lunii martie. Николай Иванов, вы обсуждали Приднестровский конфликт в Москве? Конечно, мы обсуждали вопросы, все, что касается Приднестровского регулирования. Могу вам сказать большее. Я надеюсь, что во второй половине, в конце июля, в начале августа будет очередная наша встреча с лидером Приднестровья, с Красносельским Вадимом Николаевичем, для того, чтобы мы обсудили те шаги, которые были предприняты в последнее время, и что нужно делать дальше. Мы согласуем в ближайшее время повестку дня, время, место, но этот вопрос постоянно находится у нас в приоритетах. Юлиан Ротару, кум ви сапарут протесту пас кулекула прокуратура генерала? Ну, форте странно, ку амвазут че се întâmplă. Întâi ешет усаты, пирмо ешет Таубер, пирмо ешет Майя Санд. И че, координează între ei agenda? Exact cu același subiect. Sau să pregătesc să facă coaliție în timp apropiat în Parlament? Doamna Sandu, foarte neserios această abordare. Aveți ceva de spus? Veniți, contactați, haideți să discutăm. Dar atunci când Procuratura Generală a închis dosare politice, în care erați vizați și dumneavoastră, Kozlovski și altele, finanțare ilegală a partidului dumneavoastră, atunci Procuratura Generală era ok. Pentru că a spus foarte clar că nu există temei pentru a face aceste urmăriri penale, inclusiv în adresa liderilor opoziției. Deci, haideți să nu încercăm să facem presiuni asupra justiției. Nu o să doar tot timpul așa spuneți. Noi presiune asupra justiției nu facem și nu implicăm absolut deloc. Și este evident că toate loviturile și toate aceste încercări de a plasa filmulețe și mai... Noi vorbim pe tema aceasta. Este, are doar un singur scop. Lupta politică în contextul faptului că Plăhătniuc a fost nevoit să părăsească țara în trecut. Și voi acum vă aliniați exact pe agenda lui Plăhătniuc. Pe de o parte spuneți că luptați cu el. Pe de altă parte faceți exact ce vă spune el. Și dumneavoastră, și Taubia, și Usată, și tot absolut. Păi dacă ați luat așa decizie, ok. Noi deja o să știm unde sunteți și cu cine sunteți parteneri. Am văzut că ați refuzat propunerea noastră pentru a avea un dialog. Nimeni nu v-a invitat să facem coaliție, doamnă Maia Sandu. Mesajul a fost altul. Nu vă legați cu bandiții. Haideți să luăm o decizie de principiu. Vedeți că cumpără deputați mai departe. Și v-am spus, nu vă bucurați de acest lucru. Mâine o să iei de la voi
Pentru că Plăhătniuc nu întâmplă tot. Are deja vreo 27-28, am spus, 23-24 cand ușor și vreo 3-45 conserve oligarhice de al de Reniță și alții care stau la voi prin partid. El demoare aproape 30 de deputați. Și voi vă bucurați că copiii și emitei din Pisoșniță. Și bateți cucioarele și ura, s-a mai dus un deputat la PD. S-a pus și de voi pe urmă. Și întrebarea e foarte simplu. De avut o discuție ca oameni serioși, maturi, să vedem ce facem mai departe. Ce facem cu acest parlament care se cumpără și se vând. Am văzut că partenerul nostru, Andrei Năstase, el e foarte, foarte tare vre, urgenț, numiți alt guvern. Nu contează cu cine, cu Plăhătniuc, cu Șor, nu contează, principalul să numească. Păi, scopul meu și mesajul către oponenții mei politici a fost următorul. Haideți să vedem ce facem. Haideți să luăm decizia de principiu. Dizolvăm acest parlament. Nu cât se poate așa. Punem pașii 1, 2, 3, 4. Dacă ajungem la concluzia că trebuie să facem alegeri parlamentare începate și chiar dacă Curtea Constituțională spune că nu se poate acum, păi haideți să facem foaie de parcurs cum ajungem la alegeri parlamentare începate imediat pe prezidențiale, luna februarie, de exemplu, sau luna martie. Acesta a fost mesajul. Nu vă cheamă nimeni în coaliție. V-am văzut noi în coaliția în trecut. Am văzut ce sunteți capabili. Haideți să dizolvăm parlamentul și să mergem la alegeri parlamentare începate ca cetățenii să ne dea la toți. Să ne punem nota cine și cum merită în continuare să îi reprezinte. În acest parlament ați văzut și poziția socialiștilor, noi am spus că suntem gata de începate. Am văzut că și dumneavoastră ați spus, am văzut că și colegii noștri, parteneri de coaliție PD, au spus că ei sunt gata de începate. Începate nu vrea Andrei Năstase? Pentru că înțeleg că cel mai probabil toată echipa aceea lui care a fost tare foarte activ. Și Munteanu, și Slusar, ei nu mai ajung deputați în vecii vecilor. Amin. Ei nu vor începate. Candu nu vrea începate pentru că el nu trece în Parlament, nici amu, nici la anul. Șor nu vrea alegeri începate. Dar ei împreună, ăștia anul, toți, nu cât au vreo, 35 mandate, 40 maxim, nici 40, de unde, n-au 40. 35 mandate, 30-35. Asta e întrebarea, de principiu. Așa că, doamna Maia Sandu, stimați foști parteneri, colegi, determinați, apredileați-se. Ce vreți voi să faceți? Vreți să faceți coaliții cu bandiții? Faceți. Adică la discuții cu președintele țării, care a fost ales prin vot direct, care reprezintă o parte mare a societății, cu Partidul Socialiștilor, care reprezintă o parte mare a societății, și care, conform tuturor sondajelor, este cel mai puternic partid și poate să iei chiar singur majoritate. Voi nu vreți să discutați cu ăștia? Dar așteptați mai repede când Candu să mai cumpere vreun deputat, vă așezați cu Candu și cu Șor. Păi spuneți la oameni așa, concret. Noi ne legăm cu diavolul împotriva președintelui Dodon. Și atunci tot o să fie clar. Și faceți mai repede din cazul ăsta. Convocați-vă, puneți moțiuni cenzură, dați jos guvernul, numiți altul, încercați și obțineți numiți altul. Faceți pașa este odată. Dați voi, dați dovadă de... Dar așa vă jucați încolo încoace. Sau spuneți foarte clar că noi nu o să mergem pe scenariul lui Plăhătniuc. Nu o să mergem. Mai bine parlamentul ăsta să fie dizolvat. Dar pentru aceasta ne așezăm ca cu, la discuții. Și putem pașii. Nu și un fel de coaliție. Pașii 1, 2, 3, 4. Eu asta vă propun să facem. Dacă sunteți gata. Dacă nu, noi o să facem pașii noștri pe care deja i-am pregătit. Pentru că noi știam că o să reacționați așa, pentru că până la maturitatea politică încă mai aveți încă destul de mult. Nu înțelegeți momentul potrivit când trebuie de luat și de dat lovitura. Dar mai e moment potrivit de dat lovitura. De curățit parlamentul. Pentru că altfel, dacă îl lăsați pe banda asta lui Plăhătniuc în parlament, care au 30 deputați, credeți-mă, în jumătate de ani, într-un an, o să aibă 45-51. O să vă mănânce. O să vă facă bucăți. Și pe Năstase, și pe Maia Sandu. O să vă repist tot. Dar vă voi jucați și vă bucurați să mai duceți un deputat. Asta e așa mai detaliat la întrebarea care ne-a s-a adresat. Gabriel Călin, reluarea negocierilor pe marginea celor 200 de milioane de euro ar putea avea aceeași finalitate ca și în prima tentativă? Sau de data asta partidele politice nu vor putea sta în calea obținerii acestor bani? Călin, eu cred că nimeni nu poate să răspundă la această întrebare. Vedeți că partidele este ba de opoziție, ba critică, ba spun că creditul ăsta e bun, dar mie mi se pare că absolut toți
sunt de părere și accept faptul că noi avem nevoie de acești bani. Toți spun că condițiile sunt bune. De ce nu? Atunci când va fi pregătit acordul. Haideți să-l discutăm întâi în Parlament, acordul ăsta. Proiectul acordului, în comisiile parlamentare, unde să vadă și partidele de opoziție care sunt condiții. Să facem un acord, exact așa cum sunt orice acord de împrumut. Și să-l înaintăm colegilor din Federația Rusă. Să-l semnăm și să-l votăm unanim. Să-l votăm unanim. Eu cred că lucrul ăsta ar fi cel mai corect. Andrei Буравлов. Инициатива социалиста запретить церкви и мол, что-то было. Андрей, очень хороший вопрос. Во-первых, никто запрещать советскую символику не будет. Я не позволю. Никому. Никакой партии. Пока я президент, такой закон и такая инициатива не будет одобрена. И не будет подписана президентом. Что вы знали. То, что касается этой законодательной инициативы, по которой было очень много шума в последнее время, мы вчера разобрались. В законопроекте по запрету героизации, мне кажется, так он называется, нацизма, там были сняты все упоминания вот об этой проблеме. Но в любом случае, я вчера коллегам, которые подписали этот закон, хотел сказать сейчас плохое слово. Потому что вы не смотрите, что подписываете. Я понимаю, что какая-то там общественная организация вам передала проект, попросила, чтобы вы его подписали. Я понимаю, что вы депутаты первый раз, первый год. Но посмотрите там, что есть. Не только в законе, но и в этой ноте информативе. В любом случае, этот проект был отозван вчера. С теми, которые подписывали там непонятно что, разобрались. Но с самой идеей, это хорошая идея. Это хорошая идея. И такие законы есть в Израиле, к примеру. За то, что не признают там Холокауст или позволяют дальше возвращению нацизма, есть уголовное преследование. В этом был смысл этой идеи, этого закона. Мне кажется, такой закон в Молдове нужен. Ирина Мунтяну. Mai Sandu spune că dacă deveni președinte, nu are nevoie de clădirea președinției. Cum comentați aceasta? Aduceți aminte protestul din 2009, 7 aprilie. Erau niște protestari, ce e acolo, cănișor? Dați-i pace! Niște persoane care protestau și care spuneau că noi nu avem nevoie de președinte, de președinție, că n-ar de o președinție. Că noi nu avem nevoie de parlament, că noi nu avem nevoie de guvern, pentru că noi toate acestea le avem la București. Păi că ce spune Maia Sandu, că mi se pare că e din aceeași operă. Clădirea președinției este simbol de stat. Nu este proprietatea sau casa cuiva, lui Dodon sau lui Maia Sandu, este simbol de stat. Care, apropo, vreo 7-8 ani, datorită unor politicieni ca Maia Sandu, a stat în Paragin, în centrul Chișinăului. Noi, fără bani din bugetul de stat, l-am reparat acest simbol și eu cred că este una dintre cele mai frumoase clădiri din municipiul Chișinău. Aceasta este instituție prezidențială, ca simbol de stat, repet. Iar cei care consideră că au toate acestea la București, păi, puneți-vă întrebarea, stimați concetățeni. Dau dreptul astfel de persoane să reprezinte țara, să fie președință așa cum își doresc. Și în general, mulți politicieni împart, cum acolo, delit șcurul neobitului medvede. Ideam să văd președință, să văd prim-ministri, unii văd în fiecare zi. Relaxați-vă. Poporul va decide, nu voi. Poporul ne va da aprecieri. Cine să fie următorul președinte? Prea repede s-a mai început voi campania electorală. Este vorba în limba rusă. Păspișiși, людей насмешиш. Păi că ceea ce face Maia Sandu și Andrei Năstas, acum nu știe cine mie. Știți să bancul celălalt când... Cei frumoși la dreapta, cei deștepți la stânga și deu la mijloc. Și nu știe, eu și deștept și frumos și nu știu, nu să mă duc nici la stânga, nici la dreapta. Unde vă grăbiți voi? Unde vă grăbiți? Mai este timp.
În general, eu cred că un președinte, eu am lansat săptămâna aceasta câteva teze, am văzut că presa le-a dezvoltat, că un președinte de țară trebuie, în opinia mea, pentru că marți am împlinit 3 ani jumate în mandatul de președinte. Data de 23 decembrie am depus jurământul 2016 și pe 23 iunie anul curent s-a împlinit 3 ani și 6 luni. Eu cu un raport detaliat am să vin în luna august, foarte detaliat, unde o să spunem exact fiecare etapă ce s-a făcut, ce nu s-a făcut în această perioadă, din angajamentele electorale din anul 2016. În luna august voi veni cu un raport detaliat. Dar am spus în aceste zile 4 lucruri principiale, în opinia mea, de care trebuie să dea dovadă un politician, un președinte al Republicii Moldova. Echilibru, caracter, responsabilitate și să respecte valorile naționale. Ce înseamnă echilibru? Nu poți fi frate cu românul împotriva rușilor sau frate cu rusul împotriva românilor. Așa cum face unii care se văd deja președință a țării. Noi nu avem nevoie de astfel de președinți, noi nu avem nevoie de astfel de polițieni în conducerea țării, care o să ne strice relațiile ori cu rușii, ori cu europenii, ori cu americani. Eu am pledat și pledez pentru păstrarea acordului de asociere cu UE. Restabilirea, și am restabilit parteneriatul strategic cu rușii, cu Putin, cu toți atât. Asta trebuie să fie. Caracter. Caracter asta când trebuie să ajungă tărie de caracter la bărbați altfel să numești. Să ai ceea ce trebuie. Că să nu te tem de șantaj și de filmulețe, să-l fugărești plăhătniuc din țară. E că asta înseamnă caracter. Nu să faci coaliții cu dânsul. Ia că aici Andrei Năstase, maladeț. Eu îți amintesc Maia Sandu, cum vota Maia pentru Plăhătniuc și pentru Candu. Și Candu vota pentru Maia. Și am o să o faci pe Maia, marea eroină. Asta înseamnă caracter. Responsabilitate. Responsabilitate asta înseamnă responsabilitate economică și socială. Nu se închis sute de școli în Republica Moldova. Dar să vii cu indexarea de 2 ori a pensiei pe an. Să dai 700 lei la pensionari la sărbători. Să ajungi să agenții economici să exporte. Și valori naționale. Ce înseamnă valori naționale? Ce înseamnă tradițiile noastre? Eu aici nu mă refer doar de minorități sexuale și tot absolut. Marșurile astea care... Nu ne trebuie și ceva în Republica Moldova. Eu mă refer la religia noastră. Că unii vor să o divizeze așa cum o divizat-o în Ucraina. Am văzut mai multe tendințe. Eu sunt categoric împotriva la acesta. Aici e vorba de statalitatea noastră. Nu având cetățenii altui stat, știi, dai mare patriot a țării ești. Sau noi suntem gata să alegem președintea țării un cetățean al altui stat? Eu nu am cetățenii altui stat. De ce la toate mesajele astea, doamne Maia Sandu, că nu are nevoie de președinție și așa mai departe, răspunsul este foarte clar. Eu înțeleg că aveți președinție la București sau în alte țări, încă nu știu. Pentru mine este un singur stat, Republica Moldova. Și eu voi servi Republicii Moldova, patriei noastre și poporului nostru. La mine aici e familie, la mine aici e tot. Eu n-am alt patrie. Dar voi da dovadă în continuare de echilibru, de caracter, de responsabilitate și voi respecta valorile noastre tradiționale. Asta e poziția mea. În ce ține de lupta la prezidențiale, mai devreme de septembrie, eu nu o să-mi spun poziția. Dacă va fi luată decizia de mine de echipă să merg, în septembrie veți afla. Dacă nu, voi spune că uite, sunt pe altul. Vă asigur că decizia încă nu am luat. Voi vedea ce spun și cetățenii. Așa, Kirilov, Lucia și Ion. Ce facem cu biletele avia la care din cauza pandemiei s-au anulat și nu s-au întors banii? Domnul Kirilov, Luca și Ion. Din câte cunosc eu, companiile avia trebuia să asigure sau întoarcerea banilor sau să fie bilet cu ziua deschisă, cu data deschisă, pentru a fi utilizat în altă perioadă. O să-mi scriți, vă rog, în privat despre ce companie este vorba, noi o să verificăm dacă e vorba de un caz unic sau de abordare pentru toți pasagerii
Eu știu că companiile trebuie să meargă anumit cu această abordare. Larisa Stamate, domn Dodon, de ce se întinde timpul cu Plahotniu, care e problema, de ce candu e la libertate, cine vă răspunde pentru finalețe false, de ce trădătorii care s-au vândut sunt în Parlament? Doamna Stamate, deoarece noi avem o justiție nesubordonată politic, răspunsul la întrebarea dumneavoastră, care își face meserie așa cum este legea. Se acumulează probe, se acumulează tot ceea ce e necesar pentru dosar, pe urmă este următoarea etapă, așa mai departe. În timpul lui Plahotniuc era altfel. Cum era într-un film rusesc? Dați человека, дело пришьем. Așa era în timpul Plahotniuc. Am o variantă asta, nu merge. Și vreau să o înțeleagă toți. S-a terminat cu chestiile, cu, uite, la indicația cuiva, a președintelui sau a premierului sau nu știu cui, deschid dosar penal cu tare, cu tare, gata, s-a terminat lucrul ăsta. Și asta e lucru bun pentru Republica Moldova. Evident, nu ne-am dorit mai repede să fie luate unele decizii. Dar procuratura își face treaba ei, noi nu ne implicăm. Dacă vă considera necesar să deschidă dosar, să vină cu unele ridicări de imunități, o să vină. Dacă vă considera că nu sunt încă probe, decizia aparține organelor de anchetă, noi nu ne implicăm. Ion Moraru, dacă stâlpii de la Strășani ce facem? Eu tot ieri am văzut pe rețele, când veneam înapoi de la Moscova. Nu, am văzut și o explicație de la Agenția de Stat a Drumurilor, dar vă și sunteți caz din poță. Eu înțeleg că voi ați spus că trebuie, nu știu ce, să puneți asfalt, că se poate să apropie mașinile și scoate stâlchi. De râsul coșilor, găinilor. Dar nu spune întâi de scos stâlchi. Eu înțeleg că probabil trebuie să vină Prime Energy sau cine acolo în loc de Uniunea Finosa. Că e strășeniu a lor. Rețele distribuire energiei electrice. Probabil ei trebuie să vină, spună alți stâlpi alături. Dar nu vă grăbiți să puneți asfalt pur și simplu așa pe împrejurul stâlpilor. Nu discreditați în genere tot lucrul care îl faceți. Eu înțeleg că compania a fost selectată în timpul guvernelor precedente, eu tot înțeleg. Dar nu faceți chestii de astea. Eu am vorbit ieri cu colegii, înțeles că o să rezolvi foarte repede lucrurile. Îi spun din punct de vedere tehnic așa, tehnologic. Pun primul sloi, pe urmă se apropie tehnica, pun stâlpi alături, schimb rețele și așa mai departe. Dar privește foarte urât. Credeți-mă, asta e... O să fie rezolvat. Alexandru Donici, bună ziua. Când scoateți carantina de 14 zile pentru țările UE, așa cum a făcut-o România și Ucraina? Alexandru, chiar ieri am discutat cu colegii din guvern. Pe data de 15 iulie expiră starea de roșu, cu roșu, sau cum se numește, de sănătate publică, care a fost instaurată în ceva timp în urmă. Eu mi-aș dori foarte mult ca situația în Republica Moldova să fie de așa natură, ca aceste 14 zile să nu fie obligatorii de carantină. Eu știu că mulți vor să se întoarcă acasă, mai ales în perioada estivală, vor să vadă copiii, părinți, înțelegem că încă persistă riscurile. Apropo cu situația epidemiologică, dumneavoastră vedeți ce se întâmplă în lume. Suntem la antirecorduri în fiecare zi. Cineva critica că în Moldova e gata, e prăpăd. A crescut numărul de cazuri în Moldova, așa cum a crescut în toată lumea. În toate țările, mare majoritatea țărilor UE, avem antirecorduri. În România, zilele trecute, iară s-au dublat, s-au triplat numărul de cazuri. De ce? Pentru că au fost scoase restricțiile, lumea a ieșit în stradă, a ieșit la lucru, a ieșit la terase și a venit a doilea val. Și a doilea val acum este și în Republica Moldova și în mare majoritatea țărilor. De ce sperăm foarte mult că după data de 15 iulie situația în Republica Moldova va fi de așa natură că noi vom revedea necesitatea ca 14 zile oamenii să stea în carantină. Aurelia Grajdian. De ce marfa noastră pleacă în afara țării, iar noi mâncăm din Turcia, spălată și alte țări? Doamna Aurelia, eu de mai multe ori am spus că poziția mea este că tot ceea ce putem noi produce, în primul rând trebuie să consumăm de-a nostru. Și am lansat și o campanie națională. Cumpărăm produse moldovenești. Eu consider că tot ceea ce putem noi produce, trebuie să facem așa, ca de import să fie mai scump, să fie taxă vamal mai mare la import. La tot absolut. La fructe, legume, lactate și așa mai departe. Ca să dăm posibilitate producătorului autohton să dezvolte. El aici creează locuri de muncă, el aici plătește impozite, el ajută economia națională, el ajută statul. Așa trebuie de procedat. Și mă bucur că în ultimul timp, știți că eu am fost în foarte multe reuni, eu mă bucur că în ultimul timp să fac investiții enorme în agricultură, în producerea produselor moldovenești.
Știi ce m-am bucurat foarte mult chiar în vreo 10 ani? Când am văzut că în arendă 400-500 de hectare sau o aviculă sau diferite producere. Când am văzut că îi părintele cu ficiorii, cu copiii, a convins copiii să se întoarcă care erau la muncă peste hotare în Europa sau în Rusia și i-au adus alături și că văd tata cu doi ficiori sau cu trei ficiori sau cu un ficior și se ocupă de agricultură, spune ia că eu ca tată mă ocup de asta, dar ficiorul se ocupă de asta. Să împlini inima de bucurie că în Republica Moldova avem tot mai multe astfel de cazuri când familii întregite înapoi au luat decizia în localitatea cutare și s-au apucat să facă o activitate, un business în agricultură, care este profitabil. Noi trebuie să susținem și să încurajăm astfel de produse. Încă o dată, în diferite domenii. Tila a făcut un frigider cu căpșuni în aer liber în Călăraș, când am fost într-o localitate. Sau la nord am fost în mai multe localități unde au terenuri și împreună cu copiii, împreună cu ficiorii, lucrează. Noi o să încurajăm astfel de familie, o să încurajăm astfel de inițiative. Eu cred că lucrul ăsta este foarte bun pentru Republica Moldova. Andrei Triboi, когда отремонтируют улица Ион Крянга? Андрей, я не могу сейчас ответить точно, спрошу генерального мэра Кишинева Ивана Васильевича Чубана. Но, насколько я знаю, в этом году предусмотрено несколько дорог отремонтировать в Кишиневе крупных, мне кажется, Бешвара, мне кажется. По Ион Крянга были в план, была реконструкция в этом году, узнаю в этом или в следующем. И, ну, напишите мне в личку, я поговорю с примарами, дам вам знать. Чуприна Думитру. Врем со штим, че фачем кузонил диагремент. Ну и аша лукрем дуар 3 лун пиан, ша вен келтуэль форти марь. Май вем шансы с лукрем. Думитру, спер форти мулт, ка дупа 15 июля вон реведя унли рестрикции на чест сенс. Eu înțeleg că foarte mulți se falimentează, foarte mulți. Eu înțeleg că unii n-au să mai revină. Încă eu am fost în Rusia, m-am întors ieri de la Moscova. Am discutat cu mai mulți oameni de afaceri. Acolo, de exemplu, sau se vor redeschide doar 50-60% din restaurante. Cu regret, această criză a lovit foarte dur și mulți nu vor reveni. Noi trebuie să ne gândim cum să-i ajutăm. Acum când a crescut numărul de cazuri în Republica Moldova, erau voci care spuneau, haideți să tot să închidem încă o dată. Noi nu putem să permitem lucrul ăsta. Nu putem să permitem, trebuie să susținem agenții economice. De aceea sper foarte mult că și cu zonele de agrement revenim după data de 15 iulie. Tatiana Alexandrovna, Igor Nicolaevich, доброе утро. Собирается ли государство поддержать малый бизнес финансово, как в странах ЕС? Единоразовые выплаты доходят до 9000 евро. Татьяна, у нас есть такие проекты разработаны. К сожалению, на этом этапе денег в бюджете для массового использования таких инструментов их нет. Есть несколько возможных вариантов, как мы могли бы найти для этого деньги. Сейчас будем опять вести переговоры по российскому кредиту, это один из источников. Либо будем выпускать облигации, государственные ценные бумаги на внутреннем рынке для того, чтобы привлечь эти деньги. Но я согласен, что обязательно такие инструменты нужно запускать. Потому что ложка дорога к обеду. И если это не делать сейчас, в ближайшие недели, месяцы, то через полгода, через год уже вот эти малый и средний бизнес, эти предприятия просто закроются. И их уже открыть обратно намного тяжелее. Яр Канишор. Да. Я на 30 день карантин. Я на кость. С теми. Леля, господин президент, отмените карантин для приезжих из зеленых зон. Все страны так делают. Дайте нам возможность увидеть своих родных. Леля, то, что я уже говорил, надеюсь, после 15 июля мы это обязательно сделаем. Николай Дирцу, Ладбасари Вейк Кумвениц. Николай, я вам сказал, а должен мотать с этого мнения, побабил в эфире, чем на сайте Ледин Депестынганиструлы. Mă stradu să vin și la Dbăsariu Vechi. Am promis prietului la dumneavoastră că o să vin. Eu am fost, am trecut, mi se pare, cu ultima dată la Dbăsariu Vechi. Sper foarte mult că parcursul lunii iulie vin la dumneavoastră în spiței.
Наталья Костецки. Буна зіва всіма доброшеницям і едукатуарим турграниці для району нині ной. На часа границі сікоміт мультінкал кер. А тут фаца ді уні копій, кач ті уні ангажаць. Ам апелат май мульті інстанції, ще ам апелат кяр ще Міністерло едукації. Ну, врес факт політика, дар ачестін калкер сунт рамашіцілі фості політич, унді ще менеджер у границі, унді активіз фача партії. Я могу повести, дар вин кургаминте сам экзаменат с ксуаре, пи каре ансо экспедиез, пи почта электроника от него астр. Ну, сумес по джунцелечи. Дамна Наталья, аштепт месажу от него астр, особо без колледжи дин институция президенциала, дин на нене ной, около пшнитля райвонду и примару, парашли сант мембри экипи ностры, шо я кратко осенчеркнес не кларификам. Пашковья Сакали. Доброе утро. Почему нет контроля цен на продукты питания особо частных овощных ларьках. Как нам жить с мизерной пенсией? Госпожа Парасковья, есть контроль цен для социальных товаров, где ограниченная добавка. То, что они могут получать дополнительно как прибыль. То, что касается контроля цен на все продукты питания, ну, для этого мы эту проблему как решаем? Мы открыли рынки. Чтобы была конкуренция. Человек может пойти на рынок, на центральный рынок, на другие рынки, и там покупать непосредственно от производителя. Я думаю, что это единственный выход. Сейчас ставить цены на огурцы, на помидоры и регулировать их постановлением правительства, ну, давайте скажем честно, это нереально. За счет свободной конкуренции, за счет доступа производителя напрямую к покупателям, через рынки, через ярмарки и так далее, эта проблема решается. Евгения Радова, почему не арестуют тех, кто еще не убежал за границу и причастен к краже миллиарда? Евгения, во-первых, практика показывает, что никуда не убежишь. Вы видите, что можно достать любого. Вопрос времени. И неважно, если кто-то думает, что может сбежать от судьбы и от прокурора, не сбежишь. Поэтому я знаю, что прокуратура работает в этом направлении. И, как я уже говорил, как только у них будет достаточно поводов, наверное, они пойдут уже к следующим этапам. Марьяна Николау. Информация по пору кумсия кредиту чекундити пун руши шумунди седук бани педеталят. Марьяна, кредиту есть в Орбаде до 200 миллионов евро, до упроченте ануал, пьё периоды де зече ань. Вы кредит спати не гучац, фью периоды шимайлунг. Бани урмяц фью утилизация дуар пентру проекте инвестиционали. Репарация дробурилор, и ванда ктива екземпли. Порцюн де дром фуарт импортанти, кари требе сфи аноста репарати, де екземплу, о тач сорока. Аколо, кем мерж пи дром учела, паркеш дупа бомбардаменту де марли разбой пентру апара репатри, формат комплет. Нека пентру дромбур де чести требе сфи утилизаз бани, дин кредиту русеск. Ши плюс супорт пентру агенции економич, бизнесу мик ши межлочивек, екзакт интребели кари фос месус. Pentru asta trebuia să fie utilizați acești bani. Sper foarte mult că în timp apropiat noi vom renegocia acest acord și va fi susținut de Parlamentul Republicii Moldova. Mihai Ilscutari. Bună ziua! Când vom primi pensia din Rusia care a lucrat legal acolo? Mihail, noi am pregătit acordul care trebuie să fie semnat. Sper foarte mult că în următoarea perioadă, dacă eu o să vorbesc cu colegii de la Ministerul de Externe, poate să-l semnăm chiar și eu știu că în octombrie, la începutul octombrie, trebuie să fie ședința Comisiei Mixte Interguvernamentale Moldo-Rusie. O să-i rog ca acest acord să fie semnat atunci, să-l ratificăm și să intre în vigoare. Marin Zvarciuc. Bună, domnule președinte, vă rog, dați impozitele în jos, sunt foarte mari. Marin, depinde de care impozite vorbim. Noi am făcut câțiva pași în direcția asta în ultimul timp și impozitele sociale au fost scăzute. Sunt de acord că este loc unde se poate încă de mers în jos. Trebuie să vedem concret despre ce sectoare este vorba și despre ce impozite. Slava Maxakov. Da, dar autoritățile țărilor europene nu vor să primească țării noștri din cauza știrilor false la cazul noastră de COVID, 400-500 de infectați. Vyacheslav, cunosc acest subiect. Suntem în discuții cu autoritățile europene pentru a găsi o soluție și a rezolva această problemă. Irina Miciu, când vor fi recalculate pensiile pentru cei care, fiind la pensie, au muncit 5 ani, 9 ani și mai mult? O problemă foarte importantă care dumneavoastră s-a abordat, e vorba de pensionarii care au ieșit la pensie,
dar continuă să muncească și achită și impozitele sociale. Eu vreau să vin cu o inițiativă în timpul apropiat legislativă, ca pentru aceste persoane sau să nu plătească impozitele sociale, sau dacă plătesc impozitele sociale, să-i facă recalcularea pensiilor odată în an. Sunt cont din noile impozite care au fost calculate. Eu sper foarte mult că această inițiativă, pe care eu o voi înainta în timp apropiat, va fi susținută de Parlament. Oleg Visternician, domnul președinte, de ce gazul de la ruși îl plătim îndoit? Oleg, noi achităm gazul în baza acordului care a fost semnat și anul trecut. Că avem și sportivii cei care nu at. Conform acestui acord, noi în perioada de vară avem prețul puțin mai înalt, dar în perioada de încălzire, de exemplu în toamnă, o să fie prețul $100. Acum, dacă noi anulăm acest acord și cumpărăm acum cu $100, în toamnă prețul poate fi 140-150 de dolari per 1000 de metri cub. Deci, pentru noi acest acord e convenabil. Încă o dată, de ce? Vara, când consumul este mic, prețul cu regret, dar asta e prețul conform acestui contract, este mai mare. Toamna, când o să înceapă și iarna, când o să fie perioada de încălzire, când o să consumăm mai mult, atunci prețul va fi în jurul de $100 per 1000 de metri cub. Eu cred că acest acord pentru noi, în opinia specialiștilor, este un acord convenabil și el urmează să fie implementat. Așa. Галина, когда откроете санаторий? Мы уже 4 месяца без зарплат. Как жить? Галина, знаю эту проблему. Мне из Хожалка, Кодру, санаторий Кодру тоже об этом говорили. Спросим коллег из Министерства здравоохранения, из правительства, когда это можно сделать. Людмила Ковашнюк. Дече, а здесь черна Торни Глория Мунчель, персонал, который не мерит это диспитал в Дефалеште. Каутат шведец, че мурдарь сент ачести персоне. Cei ce merită, de ce nu sunt apreciați și nedreptate, luați la control întrebare. Ludmila, eu am discernat distincții, aproape 400 de distincții medicilor, în baza propunerilor care au venit de la autoritățile publice locale, verificate de Ministerul Sănătății. Fiecare propune, pentru că înțelegeam că o să fie nemulțumiți. De aceea o să mă clarific cu Făleș, pentru că am văzut mai multe declarații în presă. La acest subiect, chiar cred că luni, sper să trecem de perioada aceasta mică de izolare și să fie totul în regulă cu testul care o să-l dau. Și luni o să mă clarific cu această problemă. Dacă au fost persoane ce merită și nu au fost incluse în acest decret, eu sunt gata să mai semnez un decret, să acord distincții persoanelor care merită suplimentar. Larisa, de ce demnitate au deputații care se vând pentru bani? Înseamnă că ei sunt trădători. Dacă așa, demisia să nu fie demn de deputați. Nu permiteți haosul acesta. Oamenii sunt disperați, au pierdut încrederea și cred că la alegeri nu vor veni. Doamna Larisa, sunt de acord că este această problemă. Eu cel mai probabil săptămâna viitoare voi veni cu un proiect de lege care va reglementa acest proces. Mai mult ca atât, eu fac un apel și către colegii din Partidul Socialiștilor. Ei sunt 37 de deputați. Inițiativa constituțională, modificarea Constituției, sunt 34 de deputați. Și știu că sunt colegi, sunt deja unele idei de a veni cu un proiect de modificare a Constituției. Eu înțeleg că o să ne critice cei de pe extern, mandat imperativ și așa mai departe, dar eu cred că noi trebuie să mergem cu această abordare. Modificăm Constituția pentru a interzice deputaților să treacă dintr-un partid în altul. Modificarea Constituției e o perioadă destul de lungă, spre 6-7 luni. Dar până atunci, v-am spus, săptămâna viitoare, voi veni cu o lege, un proiect de lege, care va face mai dificilă plecarea deputaților dintr-o fracțiune în altă. Tanasevici Cristina, când se va da voie de făcut cu mătrii? Cristina Tanasevici, până la 50 de persoane, eu înțeleg că nici acum nu sunt nicio fel de interdicții. Mai mult de 50 persoane, dar eu cred că 50, ce aveți mai mult de 50 de cubmetri? N-aveți 99 de cubmetri ca în Cânticușeală. Dacă aveți 99, faceți în două runde. Întâi cu 45 și apoi încă o dată cu 45. Asta în glumă. Dar dacă serios, până la 50 de persoane, eu înțeleg că viața merge înainte. Până la 50 de persoane,
astfel de manifestări în principiu nu sunt interzise. Vera Mocanu, domnule președinte, ne-ați promis cele 700 de lei. Unde-s? Doamna Vera, proiectul de lege este în guvern. Sper că în următoarele săptămâni va fi transmis Parlamentului și eu sunt ferm convins că Parlamentul îl va vota. Eu nu cred că deputații vor fi împotriva de a acorda 700 de lei la pensionari. Vreau să văd cei care vor fi împotriva. Și sper foarte mult că la 1 septembrie sau 1 octombrie acești bani pensionarii deja îi vor primi. Vă aduc aminte despre ce este vorba. Este vorba de pensionare care primesc mai puțin de 3.000 de lei pensia. Să primească un ajutor suplimentar unic din partea statului de 700 de lei. De asemenea, la 1 octombrie, apropo, va fi în premieră în toți anii de independență Republica Moldova, aplicată indexarea la data din 1 octombrie. Indexarea care vorbeam eu de două ori pe an. Mă aduc să aminte aceasta a fost inițiativa mea, inițiativa președintelui Republicii Moldova, ca pensia să fie indexată odată la 1 aprilie și odată la 1 octombrie. Păi că în acest an, în premieră, pensionarii vor primi indexarea la 1 octombrie. Și suplimentar vor fi și acei 700 de lei la pensionarii care au pensii mici. Natalia Cucoș, dacă serviți patrie și popor, de ce ai adus 75 de militari la Moscova să-i expui pericolul îmbolnăvirii cu COVID? Câți dintre ei sunt deja cu COVID? În primul rând, doamna Natalia Cucoș, aici vă adresați la mine, la tu, eu vă adresez la dumneavoastră. Am menționat deja, eu consider că participarea soldaților noștri la această paradă a fost un eveniment foarte important pentru imaginea țării. Noi am învins împreună 75 de ani în marele război pentru apărarea patriei. Toți împreună. Și moldoveni, și ruși, și ucraineni. Noi toți am fost în fața pericolului. Zeci de mii de moldoveni, sute de mii au participat, au murit foarte mult pe câmpul de luptă. Și eu consider că noi trebuie să facem tot posibilul ca faptele lor eroice să le cunoască toți, inclusiv copiii noștri. În ceea ce ține de riscul îmbolnăvirii, cum am menționat, niciunul nu a fost testat pozitiv. Băieții noștri s-au prezentat foarte bine și astăzi au revenit acasă. Sunt fiar convins că ei sunt sănătoși și vor mai avea ocazii și în alte perioade să reprezinte Republica Moldova. Наталья Ходаковская. Господин президент, когда будет решен вопрос об открытии детских садов? Это проблема сейчас всех родителей дошкольников. Наталья, я знаю, что министерство уже разработало какой-то регламент для решения этой проблемы. Но давайте скажем честно, пока у нас, вот вы видите, 300-400 случаев коронавируса в день, я думаю, что открывать этот вопрос, то есть открывать детский сад, мне кажется, что еще рановато. Так, Виктор Нинику, как с вами оплекат денцар в ультиме 4 ань? Виктор, я не думаю, что мой мульц, декат он челил с 4 ань пыны ла 2016. Я сам ферм конвенс, что мария мажоритация форте мульц оплекат в периоде антериоре. Но, если хотите, я скалкулам, что я вас понял. Сârbu Tudor, vrem să ne întoarcem în Moldova. Faceți să ne putem divama autoturismul mai mare de 10 ani. Domnul Tudor, eu cred că aceasta este o problemă, pentru că dacă noi o să permitem la tot ce mai mult de 10 ani, o să ne transformăm într-o țară unde să aducem tot ce cu regret. Calitatea nu cea mai bună. Vedeți ce se întâmplă pe drumurile de Republica Moldova. De ce? O să examinăm încă o dată, dar anume pentru aceasta și-a fost pusă limita de 10 ani. Din punct de vedere a securității rutiere. Diana Bogatu, cum vor învăța copiii anul acesta? Tot online. Doamna Bogatu, eu știu că Ministerul Educației examinează acum câteva variante, inclusiv învățământul în schimburi, pentru ca clasele să nu fie... Adică acum sunt câteva variante. Prima, online cum a fost, eu nu cred că e cea mai bună variantă, dar depinde cum va fi situația. A doilea, pentru a reduce riscul în schimburi, adică să nu fie copii câte 40-30 în clasă, să fie câte 10-15. Lecțiile mai scurte și în câteva schimburi. Poate asta ar fi soluția. Ministerul examinează și eu cred că va fi făcută o decizie, o soluție care va fi adusă cunoștinței tuturor în timpul cel mai apropiat. Svetlana Vizitiu, domnule președinte, eliminați toate filmele și emisiunile cu violență. Ne distrug copiii și ei stau acasă și au ce învăța, desigur.
Коду лаудио зял, но фачи немик. Вулгаритет, следующий батарейли, курк, ДНТВш, интернет. Пуна идея, дар с блоками интернет окума, я предпочел просто нуря. Телевизионе, я кред, че арфи о солуции, о с экзамена. Алена Гросу, Игорь Додон, врем фапте, врем фабрчи, узини, цара носа, врем смучим акаса, ланой, не сатура дистрейн. Алена, я сам абсолютно аккорд. Дечи аж фачен тот посибилу, с реанимуем экономия Республика Молдова. Ca să cunoașteți inițiativa aceea mea care am lansat-o la începutul anului pentru platforme industriale în mai multe centre raionale, ea deja se implementează. Au fost depistate în 16 centre raionale locurile unde vor fi plasate platforme industriale. Că zilele acestea, domnul prim-ministru a făcut o ședință pentru a acorda bani din bugetul de stat pentru a face infrastructură. Noi ne mișcăm în direcția aceasta. Ne mișcăm pentru că a fost distrus tot. Între aceștia 30 de ani de la declararea, aprobarea declarației de suveranitate. Noi doar suntem mai jos decât nivelul cât eram în Uniunea Sovietică. Economia noastră, în loc în aici 30 de ani să crească, noi ne-am dus, suntem sub 30%, minus 30% față de indicatori economici care am avut la momentul lichidării Uniunii Sovietice. Noi, practic, în economie, 30 de ani, n-am făcut nimic. Dacă vorbim în linii generale. Pentru a readuce cel puțin potențialul cel. De ce acum creăm platforme industriale? De ce acum susținem agricultorii? De ce venim cu diferite programe pentru ei? Și eu cred că lucrul ăsta noi îl vom reuși. Vlad Gorilă. Какова ваша прогноза по восстановлению экономики Республики Молдова после пандемии коронавируса? Влад, вы видели, что первый квартал у нас был рост экономики 0,9. Я думаю, что второй квартал, конечно, у нас будет спад. Ну, данные у нас будут где-то в сентябре или в августе, если не ошибаюсь. Я думаю, что спад будет, ну, наверное, существенный. Но очень надеюсь, что в этом году мы выйдем, вот если будут эти темпы, которые мы имеем за последние недели, у нас очень хорошо, неплохо идут поступления в бюджет на уровне уже прошлого года. У нас восстанавливается экспорт. Конечно, есть проблемы внутри, в разных секторах, потому что вот в сервисе мы говорили о хореке, там практически никто не работает. Но я очень надеюсь, что в этом году у нас будет, если даже будет спад экономики, очень надеюсь, что он будет небольшой. Восстановление, я думаю, что в первой половине следующего года уже должен быть хороший плюс. Все будет зависеть от того, что будет происходить в Молдове и в политическом плане. Если у нас будет политический кризис, но мы видим, что мы на грани политического кризиса. Вот исходя из того, что я вижу на сегодняшний день, этот парламент уже, скорее всего, не функционален. И, скорее всего, придется его распускать. С учетом того, что нельзя, вот Конституционный суд посмотрит, что скажет, нельзя проводить выборы в этом году, это было бы идеально провести досрочно вместе с президентскими и закрыть вопрос. С учетом того, что это, скорее всего, невозможно в этом году, то у нас выборы в следующем году могут состояться в феврале или в марте. Вот у нас промежуток довольно большой, 8-7 месяцев вот этой политической нестабильности. Конечно, это очень плохо влияет и на экономику, влияет на бизнес, влияет на тех людей, которые хотят инвестировать в Молдову. Поэтому тенденции последние недели неплохие. Это осторожный прогноз. Что мы в этом году, надеюсь, спад будет небольшой. И первая половина следующего года, надеюсь, уже начнется какой-то рост. И вон вот на одном пшените, а ну так вот там вот от парламенту, плюс уфош референдум, каскуат иммунитат, ал депутатс. Ши самих шарен депутатс. Куй и требу сутун депутатс. Тон вот на рьем ешит ку инициатива. Дом и шап с позичи. Для микшора номер депутатс ку три ими. Шо консидер к лукру оста есть нечесар дефакут. Eu cred că în timpul apropiat eu voi aproba prin decretul Comisie de Stat pentru Reforma Constituțională. Acolo țin de Curtea Constituțională, de mai multe chestii. Și obligatoriu în Constituție trebuie să modificăm. Eu voi insista pe acest lucru, eu vă promit, eu voi insista. Ca la modificările Constituției să fie indicat că numărul de deputați se reduce de la 101 la 61 sau la 71, să vedem. Mihai Violeta Popa, domn președinte, de ce așa țară mică ca Luxemburg poate să trăiască bine ca Republica Moldova? Nu. Violeta, depinde cum a fost creată, pe ce principii s-a pus pe dezvoltare economică. De exemplu, Luxemburgul merge cu
abordarea de servicii financiare bancare. Hai să spun, la o anumită etapă era un fel de offshore. Ceea ce am vrut să facem noi în 2008, când am redus impozitul pe venit, l-am făcut zero pentru toate veniturile reinvestite. Și s-au axat pe servicii. Eu cred că pentru Republica Moldova asta ar fi o soluție. Sper foarte mult că unele din ideile noastre care vrem să le propunem și le promovăm în ultimul timp pentru dezvoltarea economiei, vor permite ca sectorul servicii să fie în creștere. Stimați prieteni, atât, da? Nu mai sunt? Se repetă? Stimați prieteni, acestea au fost întrebările. Eu cred că a fost o emisiune bună. Încă o dată regret că nu pot să merg astăzi în zona din nord să vedem ce se întâmplă cu inundațiile, dar din punct de vedere a responsabilității, cred că este corect ca 48 de ore să fie în autoizolare, după care să dau un test și după care, de la începutul săptămânii viitoare, de luni, să reiau activitatea atât în Chișinău, cât și voi merge din nou în raioanele Republicii Moldova. Vă urez sănătate tuturor, aveți grijă de cei apropiați și cu Doamna ajută. Vom trece și peste această perioadă dificilă. Mulțumim, succese, totul va fi bine.